A OB n-avea cum, că se și vedea domn profesor că n-avea cum să fie. Da, eu... Scuza asta, că mi-a dus pe un dreptul. Uh-huh. Dacă era OB, era chiar simplu, că aveam tot așa. Redactăm asta, da? Da. Hai să zicem. Ai pornit? Apoi am demonstrat, acum am scris mai una și gata, o problemă da, nu. Dar ăștia vor să mai stea ca profesorul doar mai aici, da. Filigura. Voi aveți teză, gândiți mai aveți teză, exact. Voi aveți teză, trebuie să stați să faceți exact. Exact. Bravo. Ce? Bravo. Bravo tuturor. Pe ABCD am găsit pe 625, da? Și acum să spunem așa. Aria. Aria lui A, O, D, A, O, D, egal cu A, O, ori O, D, pe 2, da? A, O, ori O, D, supra 2. Iar aria lui C, O, B, egal cu O, C, ori O, B, pe 2. Fie triunghiurile, fie triunghiurile, AO, AO, D, și triunghiuri, AO, D și blocă, ele au, ce au cele două triunghiuri? Au BO, BO congruent cu... Am zis DO cu OC. DO congruent cu OC, pentru că sunt... Nu, la astea două paralele, asta a fost pe mijloc dusă. Deci DO congruent cu OC. AO congruent cu OB. Și unghiul ăsta, DOA, nu? Asta le spune. Măsura, păi DOA, egal cu măsura lui COB, COB, păi o pus la vârf, dar spun și sunt de 90 de grade. Au măsuri de 90 de grade, că le-am luat de mai întâlnit. Foarte bine e observat că sunt opus la vârf, da? Din aceste două, conform cazului, cum spune latrul, latrul sau catete, 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 triunghiurile luate în discuții, AOB, triunghi AOB congruent. AOD, poate. AOD, AOD, nu AOB. AOD, da, AOD, congruent cu triunghiul BOC. Și de, dacă două triunghiuri sunt congruente, arii lor sunt egale, mai care. Exact! Și aria. Deci, domn profesor, dă mine acum aici. Nu, nu, chiar zis, a zis așa, i-a scris. Iar nu, m-am dictat de atenționat. Nu, m-am auzit mai prost. Da, uitați, și eu și Anca. Și tu cum ai scris? Deci, AOD. AOD ai scris și tu, vreau. Eu AOD. Nici el nu are atenționat. Aria triunghiului. AO. De, de egală cu aria triunghiului BOC. BOC. Și termina problema. Da. ABC de pătrat. Stai puțin, să începem tabla, iubita mea. Care? Mai facem o problemă și gata. Care e problema? Iruna, care e problema? Păi mai vrei, dar ora nu mai vrei. Da, după ce. Mai multe. Da. Da, uite aici, mama. Hai. Oh, face mai multe! Nu mai multe, tu tot nu vrei să dormi aici, mamă, dar azi nu mai vrea. Nu, nu mai, să treci. Dar mai treci tu la tablă, nu? Nu și eu, da. Așa. ABC de pătrat. Dar tu ești, îi spune, dar n-am ieșit de teo la tablă? Ești și de dreapta, la știți tablă, sigur. Și asta trebuie la timp, da. Exact. Te și plătim. Ipoteză? Cartea mea. Ba nu. Cartea. Da, scuze. ABCD ce este? Pătrat. Păi, de ce? A ce interpretează BD în nou? Da, nu. La revedere. La revedere. Mâna lui AB, astfel încât... La revedere, domn profesor. La revedere, domn profesor. Deci mâna aparține lui AB, astfel încât am M congruent cu MB, e mijloc. Am congruent cu MB.
A ce intersectează DM în punctul N. A ce intersectează DM egal punctul N. Area lui ABCD e 432. Da, centimetri pătrați. Și să aflăm în concluzie area triunghiului MNO. Deci nu am un pătrat. Eu vreau să nu spun că e o problemă, că... Am niște idei. Îmi stă bun la dispoziție. Nici n-am făcut figura și tu spui că ai făcut-o? Da. Nu. E corect. Deci A, B, C, D, un pătrat. A, C, intersectează B, D. A, C, intersectează B, D. Apropo, de cum sunt diagonale? Congruente. Congruente și perpendiculare. Perpendiculare, da. Are toate calitățile dreptunghiului și pătratul, dreptunghiului și lămurului. Și diagonale sunt perpendiculare. Deci ar însemna că A, hai ce să construim tot ce acolo. Mă pe A, mijlocul AB. Un punct, mă. Pe mijlocul AB. Iar A, ce intersectează DM? Nu mai consumați. A, ce intersectează DM? Nu-ți mai taci. Într-un punct N. Vă despart. Iar area lui... Și O la mijloc, diagonalile, domnule. O, la pătrat. O. Bun. Și mai avem... Șabon. Deci, M e mijlocul lui AB. Deci are area lui M, N, O. Da. M, N, O. Bun. Nu știu așa, că area lui ABO este egală cu 432 supra 4, adică 108 cm pătrați. Area lui? ABO. ABO. Da. Cât zici că este? Cu 432 supra 4. Că area pătratului eu știu. Da. 432 supra 4. Deci. Este adevărat? Da. Deci asta e o pătrime de tot? Da. Pentru că rămâne străină. Da. 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 Rezultă că area lui A... Hai să scriu și una chestia asta. Area lui AOB, triunghiului AOB, egal cu 432 supra 4 și egal cu 108 centimetri pătrați. Rezultă că area lui AMO este egal cu 54 centimetri pătrați. Cu 54. Da. E jumătate, da. Nu? Da. Și deci AMO, area. Păi A, M, O, egal cu 108 ali, împărțit la 2. Și ce vine 54? Face 54 centimetri pătrați. Deci am O, A, M, O, 54 centimetri pătrați. Dacă am demonstrat că triunghiul A, M, O este isoscel. A, M, O. Să fie isoscel. Păi, cred că este isoscel. Haideți să vedem. Ar fi pentru că triunghiul AOB este isoscel. Am avea că aria lui... deci AOM... Da, ce strebiți? AOM congruent cu AM. AOM cu AM. Este minunat ca să mergem în timpul. Pentru că M e la mijloc. Da. O e la mijlocul lui AC. Atunci o M e paralelă cu C, B, din mijlocii din ea. Și da. Ea este da. Cât CB. Da, de exact. Și cât am. Bun, da. Deci triunghiul este isoscel, da. Înseamnă că M este mediană și atunci... Cum să fie mediană? Care? Cum să fie mediană? A, M, O. De la mijloc. Dar nu spus că nu e mai mijloc. Păi, într-un triunghi isoscel, ține... Dar un pic la perpendicular, nu-i nimic. N-are. Bun. Nu e înălțime din medie. Așa e un copil. Ne retragem repede, nu? Da, nu e corect. Dacă era înălțime, era și mediană și mediatoare într-un și bisectoare de ea, nu e înălțime. Și vezi, trebuie alea lui N, O, M. N, O, M. Nu, 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 nu,
zicea, luam o, știu. Dacă m-a arătat că nu o ingredient. Adică ar trebui să, dacă am ști câte are a lui N-A-M, ar fi gata. Nu am uite, să aflăm are a lui N-A-M. Ce vrei? Are a lui N-A-M. Da, dacă am ști are a lui N-A-M, ar fi treabă serioasă. Așa. Așa. O să aflăm pe are a lui N-A-M. Că am scădeau din N-A-M o... Da. Ar fi așa de da. Pe ea se termină de nipoteză, nu? Da, cu cine ar fi, apropo de asta, cum cu cine ar fi area lui amână? Cu baza amână? Da. Ori înălțimea? Da. Nână 1. Adică înălțimea o știm cât... adică... Și nu știu niciuna niciodată ce face. Nu știu. Dar ea nu e centru de greutate între un grup de ave? Nu, centru de greutate îmi dă abă. Păi dacă poți să-mi arăți asta, o să faci ce fain ar fi. Asta-i. Dar este, că unește D cu M. Eu mă scol treptat. Zic mai rapid, e foarte mult. Deci în trânghiul de abă, așa este. Adi spune întrebarea dacă nu în centru da, de greutate. Da, este. Adică trebuie să fie intersecția două mediane. Nu trebuie să fie atât de încântat că e spus un lucru, dar mă justifică. Pentru ca să nu se înțeleagă că este la împlesneală. Am zis că poate spune acum de ce crezi. Că se vede de fiecare. Pentru că ar fi N-O imediat în triunghiul de M. N-O nu. Nu, nu-i vedea. În ce trebuie să fie? În ce trebuie? De A, B. Da. Adică din două vârfuri, da, două da, mediane, da. Să trebuiască într-o punct. Este. A, O. Da, asta e tot. A, O. Ce este mediană? Da. Că unește vârful. Vârful cu mijlocul. Că unul mijlocul de vârf. Într-un pătrat se întâmplă. Și M, O. Da. Și M. Stai o zică, dar pierzi problema. Ești în triunghiul de deci, A, B. Da, adică și de la A, B, A, și de e mediană, de M e mediană, rezultă că... De M, mă. Da, de M e mediană. Rezultă că... De la M. Da. Și la M s-a întâlnit în punctul E. Da, da, și rezultă că și M nu ești mediană. E clar că... M nu ești mediană. Nu e centru de greutate. Da, deci, aria lui A N M e congruentă cu aria lui O N M și atunci aria lui O N M va fi egală cu 54 supra 2, adică supra 3. Supra 3, da. De ce? Păi, dar nu e mediană, nu e la centru de greutate, nu e la o 3. La o 3 de bază și la 3 de bază. Da, bun, dar în triunghiul... Și poate triunghiul ăla în 3. Bine, deci A, O, M. În triunghiul AOM, M nu este mediană, nu? În triunghiul care? AOM. AOM. M nu e mediană. M nu? Mediană. Păi nu, nu e mediană. M nu e mediană. Cum să vă facă? Că n-ai înțeles nimic. Deci în triunghiul A, D, B, D, M este mediană. În A, D, B. Da, măi, da, asta am înțeles. D, M e mediană. Da. D, M e mediană. Da. Unește vârful cu mijlocul. Da. A, N e mediană. Da. A, O. A, O e mediană. Da. Și N e centru de greutate. E triunghiul A, D, B. Da. Eventual, dacă vrei să mai iei așa, de nu-i tot mediană. Da. Asta, corect. Da. Adică în P. În P. Și P este mijlocul de A. Și N e centru de... Și N e centru de greutate acolo. Așa. Și centrul ăsta de greutate nu e la o, nu e ăsta la o treime de bază și două treime de vârf? El este pe fiecare din mediană. Da, la o treime de bază. Asta e o treime. Da, și două treime de vârf. 200%. Asta înseamnă că triunghiul A, M, O este împărțit în trei, în trei triunghiuri sau... echivalente. Domn profesor. Un pic, bă, deși nu urmă și cu bani. Deci nu urmă sau, urmărești. Sau și plecat. Da, plecat. La B, știm de cât... Măi, fată, ascultă-mă puțin. Bine, zic... Înseamnă că triunghiul ăsta A, M, O, la care tu ai aflat aria, da. De 54, în partea această mediană în trei triunghiuri echivalente, da. Pentru că în M, N, O, în... Da. Că și ăla e la două treimi. N, O e la o treime, domn profesor, nu? N, O... E la o treime. Din A... Din A, O. Din A, O. Din A, O. Înseamnă că A, N e la două treimi. Încă două triunghiuri avem din alea. Și acum acest 54 îl împărțim la 3 și ne dă 18. Deci mama...
cred că prindi problema foarte tare. Deci de la ideea asta minunată, că nici centru de greutate și că nu om este o trăime din toată, înseamnă că are triunghiul ăsta al lui om, mă, este o trăime din a, mă, om. Din asta care ai aflat-o tu. Din a, mă, om. Că cu cine ar fi aria triunghiul ăsta? Baza, nu o, ori, deci aria triunghiului o, ne, m, da. Este baza nu o, ori înălțimea sa, care este pe aici, cumva, nu mă interesează, m, 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 l, da? Da. Pe doi. Da. Iar aria întregului triunghi a m, o, este egal cu aceeași. Este A-O, ori înălțimea, da. Supra doilea. Da. Este exact alea dinainte. Da, deci A-M-O egală cu M-N-O. Deci A... Aria lui A-M-O egală cu aria lui M-N-O. Nu. A-M-O, M-N-O, nu. Da. Este o trăime. Că baza asta, N-O, este o trăime din toată asta. Deci M-N-O e o trăime. Păi n-ai aflat că nu e centrul de greutate a triunghiului ăla. Și atunci el se află în O, asta e o trăime din A-O. Deci faceți cu o culoare, domn profesor, da. Nu O ăla, că nu, nu înțelege copilul. Zice. Uitați-vă, uitați-vă un pic acolo, domn profesor. Iau un alt punct. A fost punctul meu. Aici iau punctul L. Ia uitați-vă un pic la domn profesor, am zis. Și asta de aici, Mironare, cât asta. Și cât aia, că împărțit-o în trei, nu că asta și atunci, aria triunghiului M, O, L, cu M, L, L, L. Și cu L, M, M, A, L, sunt egale aia de acestea. L, M, da. Da? Mai înțeles? Da. Triunghiul ăsta, triunghiul O, M, A, este împărțit în trei triunghiuri. Deci O, pare, o M, N, O, N, M, N, M, L și L, M, A. Da, sunt trei. Ele sunt echivalente. Da. Și atunci o aria lui A, M, O împărțit de la trei triunghiuri. Și de stat împărțit la trei și 18. Mi-ai dat până o asemănătoare, mi-a fost o compuneță, de doar vă rog. Compuneța asemănătoare. Păi, asemănătoare acum? Păi, da, vreau să știu acum. Păi și bateți asta, centrul ăsta de greutate. Dar m-ar merza alta să vă dacă mă prind iar. Miruna, hai să vedem aici. De ce a fost bătaie de cap? Pentru că am aflat bine. Asta te-ai dus frumos pe amă, o, l-ai aflat. Da, a fost simplu și frumos, bun, dar acolo... Și se vedea la ochi, Miruna, că nu împarte, că aia nu-i mediană și că nu împarte în două, domn profesor. Se vedea la ochi. Ăsta e mult mai mic. Bunul simț îți spunea că e cam în trei. Și atunci încerci să-l prinzi într-un triunghi și te duci pe centru de greutate, am înțeles-o. Da, te-ai dus în triunghiul ăsta și ai văzut asta cu mijlocul, asta cu mijlocul, exploatezi asta. Și atunci asta e două treimi și asta e o treimi. Deci clar că l-am împărțit în trei pe ăsta care tu l-ai aflat. Dacă am un punct aici și am... Mai avem... Am A... A1, A2, A3, A4 și A5. Deci am părit segmentul ăsta de la A la B în 5 segmente, da? Congruente. Da. Și orice toate punct aș da, toate au aria congruentă. Asta e echivalent, egal. Am înțeles. Așa, poate să da, da, eu am înțeles. Asta a fost filozofia. Da, da. A? Fiindcă N-ul ăsta este o trăime de toată, e clar că aria asta va fi o trăime în tot triunghiul mare. Da? Ca și mă spune, aria triunghiul ăsta este o trăime din aria ăstuia. Că au rămas două pe aici. Da. Da? Deci din triunghiul așa mare, din asta, o trăime. Sau dacă dai din triunghiul tot mare, este o cincime. Corect. Din triunghiul mare. Corect. Dar n-ați să vă rog să mai dați una. Dar nu, mă... În moment nu pot să am da, așa... Da, nu pot așa să, da. O problemă. Când merg pe stradă, dacă sunt prins în probleme, știi? Adică se poate pot crea o altă problemă. Da. Rog,
Nu mai poate ea, nu vezi, e gata, nu mai participă. Hai să vedem, să redactăm chestia. Să redactăm chestia asta și gata. Să tragem, te tragem, da, dar nu mai este A, D, B, gata. Deci zicem așa. Cum o să spun? În triunghiul, în triunghiul A, D, B, A, D, B, deci în triunghiul A, D, B, avem că nu, acolo, ce vă zic, dăm o mediană. Nu, dăm mediană. E cam așa. Am congruent cu mb. Rezultă ca dăm mediană. Cum dă-o congruent cu mb. Cum D-O congruent cu O-B, rezultă că A-O mediană. Corect. Și cum se intersectează A-O cu D-B, A-O intersectează cu D-B, egal cu mulțimea formată din punctul N, asta din ipoteză, nu și asta, rezultă din asta două. A-O cu D-M. A-O cu D-M. A. Deci o, A-O cu D-M. A-O cu D-M. D-M. Da. Rezultă de aici da. Că N centru de greutate. N centru de greutate. Rezultă atunci că O N O N egal cu o treime din A-O. Rezultă atunci că area triunghiului MNO, area triunghiului MNO, M, nu mai spun trebuie să zice, da, MNO, este o treime din area lui AMO. În area triunghiului A, MO, egal cu 54 pe 3 și egal cu 8. 56 pe 3 și egal cu 54 pe 3 și egal cu 18. Deci este egal cu 18 centimetri. Mă, dacă ați înțeles, e o problemă mai dificilă. Dacă ați înțeles, e super fain. Care au fost punctele tale aici? Să înțelegem că nu e centru de greutate. Dacă ne-am prins aici, problema a mers. Că în rest, chestiunea și astea în 2, în 2, în 2, în 4, erau la îndemână. Da. Dar aici e momentul tare. Și ce prost m-am dus eu, domn profesor, în 2, în 2, de ce m-am dus pe aia lui ABCD, latura la pătrat. Și în latura nu mi-a ieșit. A, ai vrut să afli latura. I-a vrut să mă aflu latura. O să a jucat pe la aria. Da, da. Haideți să facem sinteza, zilei. Da, facem sinteza, da. Ăștia mai vor până la dimineață, dar mai poate nici domn profesor. Dar cum te-au venit ăștia de-a 11 ani să vă dea rezultat de domn profesor? Ateză. Și doar. Le-am rugat să vină. I-ați rugat? Aseară stând până la ora 11. Aruncă! S-a ajuns la 12. Aș cred că au fost obosit. Și te-a dat. S-a ajuns la 12? Păi, până ajuns la casă, până. Păi da. A, a dormit. Eu merg și mă culc. Deci, bine, dar eu merg și mi-o vă vrei istorie. Ia să vedem. Eu merg și-mi fac pe mâna așa. Sinteza. Sinteza. Ori. Ore, da, recapitularea pentru teză. Am făcut radical. Dar ce n-am făcut o oră? Și la teză radical. Și în ziua, scrieți care e greu. Radical ce am făcut? Uitați cum am făcut. O de jurnați. 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 Așa, niște sume. Sufere la franceză. Așa. Calculul. O jumătate de data doua. O doar. Opa. Sume. Vreau să rămână. Vrei să suni? Opa. Mă sunat eu? Am puțin de tăie. Să uscăm tabla, da? Ce vrei? Să uscăm. Ia să vedem. Calculul unei sume, corect. După aceea mi-am făcut. Deci am rezolvat-o. Am făcut-o pe asta. Sume. A fost o creionă. Da. Așa.
Equație. 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 Știu, știu, fix care să văd, care să văd la camera. Sunt de la ei. Da. 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 Să ce vă duci în viață. Să se da. Aritmetica, nu? Da. Ia-mi scris numele, eu am mai multe decât să-mi puteți. Da. Ești ecuație. Da, ecuație. Procente. Mai bine. Probleme care sunt ecuație. Da, ecuație. Probleme. Care sunt depuse de ecuație. Da. O să mă ștergem. Așa. Am ucit un profesor. După aceea dăm partea. Așteaptă-mi eu una puțin. Da. O să scriem. Scriți teza. Procente. Stai. Procente. Deci dacă mă șterg, când mai vede? 5, 6. Procente. Da. Suma ce? Medalii. Ia. Deci să mai vede? Ia. Puțin. Dacă mă așteptăm un pic, trebuie să crom. Știa că paralelogram. Hai. Hai, am două noturi. Hai, da. Diagonale. Da, paralelogram. Ești rom. Ce repede la vedeți? Paralelogram. Deci, puteți mai vede. Da, pe nu rușit. Nu vreau. 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 Ce de greutate? Ce am de greutate și... 8, 9, da. De greutate. Ce am plus? De greutate. Dar bagă la de la de punctă. Hai copii, faceți finalul. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profanul. Nu uitați de... Like și share! Chiar să nu uitați! Chiar să nu uitați! Insistent, nu că așa.